În prima noastră prezentare am vorbit despre problemele cu care s-a confruntat mișcarea noastră chiar de la începutul ei. Am vorbit despre felul în care, în sens larg, Adventismul de ziua șaptea a avut dificultăți în a înțelege și a interpreta scrierile lui L. White, Mesagerul lui Dumnezeu. am văzut cum diferite categorii de adventiști au abordat scrierile lui Ele White în moduri diferite. Și ceea ce este trist este că acele persoane care au ales poziții extreme și aș putea zice că aici se încadrează aproape toți aceia care au respins scrierile ei sau cei care le-au acceptat complet ca atare, Consider că ambele categorii și-au făcut un defavoare, un de serviciu atât lor cât și lui Ele White. La prima vedere, lucrurile pot să pară foarte simple și clare, pot să pară evidente. Însă pentru aceia dintre noi care au parcurs această călătorie, în această mișcare, o anumită perioadă de timp deja. Dacă ne putem aminti cum am simțit și cum am gândit în trecut. Știm că în fiecare etapă pe care am parcurs, o fiecare dintre noi am început. Am încercat să facem tot posibilul, atât cât de a stat în putință, pentru a înțelege ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită. Problema este că atunci când se puneau anumite întrebări dificile, în loc să ne ducem la scriptură, la inspirație, la L. White, adesea. Ceea ce am făcut a fost să îi consultăm sau să ascultăm ceea ce spuneau acei oameni pe care i-am considerat conduși de Dumnezeu, și am acceptat explicația lor, indiferent de cum mi se pare această explicație. Însă lucrurile au început să se schimbe atunci când Dumnezeu a început să ridice o serie de persoane în anul 2007 care au uh, intrat atunci și au rămas în mișcare o anumită perioadă de timp. Unii au părăsit mișcarea Dar ceea ce au început ei să facă, au început să pună sub semnul întrebării anumite concepte existente în mișcare. Au început să cerceteze dacă această mișcare credea cu adevărat în linie peste linie. Și dacă nu, de fapt, noi doar Cultivam și practicam un cult al personalității. Privind de acum în trecut, cred că este destul de evident să vedem că această mișcare a fost, într-un anumit moment, vinovată de acest lucru. De a se încrede în oameni fără a analiza cu atenție ceea ce spuneau acei oameni. Și prin asta nu vreau să spun că nu Dumnezeu a condus această mișcare. Cred că toți pașii pe care i-am parcurs au fost conduși de Dumnezeu. Nu aș vrea să spun prin aceasta că greșelile pe care noi le-am făcut sunt vina. Din vina lui, ci faptul că el a lucrat cu noi în slăbiciunea noastră și ne-a condus pas cu pas până când am ajuns la acel pas în care am privit, primit mesajul strigătului de la miezul nopții, cu care cei mai mulți dintre noi suntem familiari. Cred că esența a ceea ce am dorit să vă împărtășesc în prima prezentare fost faptul că ceea ce a cauzat zguduirea, de fapt ceea ce cauzează întotdeauna zguduirea, este această problemă al unui cult al personalității. Și foarte rar, dacă vreodată, zguduirea are loc datorită adevărului. Fie că este vorba de Future for America sau Path of the Jaws sau Tree of Life, le-a menționat doar ca organizații, fără să numesc anumiți indivizi, să noi nu vorbim despre organizații, ci despre indivizi, despre lideri, liderii acestor organizații, Dacă urmărești ceea ce s-a întâmplat cu ei și de ce au părăsit mișcarea, mereu vei vedea că este această problemă al cultului personalității. Și foarte rar vei putea să găsești că este vorba de o problemă teologică sau o problemă doctrinară. Iar eu vreau să vă ofer o altă narrativă. Pe măsură ce Dumnezeu a descoperit tot mai multă lumină poporului său, pe măsură ce am tot clarificat anumite lucruri care erau înțelese greșit, și pe măsură ce am rafinat mesajul nostru, Zguduirea care a avut loc nu a fost atât de mult o zguduire teologică, astfel încât ambele părți să aibă argumente bine cântărite, ca și cum fiecare ar fi condus poporul pe cărarea adevărului, și ceea ce a cauzat de fapt problema a fost această problemă că unii oameni credeau că ei sunt mai presus de viață. Este o expresie britanică care vrea să spună că unii oameni au început să se gândească mai mult la ei sau să creadă despre ei înșiși lucruri mai mari decât spunea realitatea, se credeau mai presus și s-au gândit mai mult la ei înșiși decât ar fi trebuit. și aceasta i-a condus pe aceștia pe o cale care i-a dus în cele din urmă să cadă despre căra, de pe cărarea îngustă în lumea prea de dedesubt. De aceasta este înțelegerea mea a ceea ce s-a întâmplat destul de consistent, destul de adesea, de-a lungul anilor în această mișcare și a culminat cu ceea ce s-a întâmplat în cele din urmă legat de Future for America și cu faptul că Elder Jeff a părăsit această mișcare. Iar oamenii care l-au urmat sugerez că se poate vedea în mod clar faptul că motivul pentru care ei l-au urmat nu a fost pentru că au analizat foarte clar toate învățăturile teologice. Și, de fapt, a fost această idee: că el a luat o poziție împotriva mișcării, iar ceilalți l-au urmat. Și ei au făcut lucrul acesta nu pentru că el a susținut adevărul, ci din cauza personalității pe care o avea această personalitate pe care el și-a construit-o de-a lungul anilor și care a fost într-adevăr bine meritată și corectă în primii ani, să apoi rolul său a încetat. Și în loc ca oamenii să recunoască lucrul acesta, ei pur și simplu au continuat să urmeze elementul omenesc în opoziție cu elementul divin. Și elementul divin la care mă refer este metodologia. A fost atât de mult uh, vorba despre ce persoană vei alege, pe cine vei alege, și alegerea a fost între metodologie sau a alege o persoană. Și prin aceasta nu vreau să spun că Dumnezeu nu a ridicat alți mesageri. Am spus deja că, într-adevăr, el a făcut lucrul acesta. Știm deja că este un al doilea înger și un al treilea înger. Și acest studiu nu este pentru a discuta acest lucru. Ci este despre metodologie. Așa cum am zis la începutul prezentării, vreau să fac un pic de recapitulare legat de lucrurile care au fost prezentate săptămâna trecută. urmează să folosesc un cuvânt așa mai e, complex, mai puțin cunoscut de unii, unii să poate îl cunosc, și anume hermeneutica. Și în legătură cu cuvântul hermeneutică este cuvântul exegeză. Sunt cuvinte grecești și esențial ceea ce ele înseamnă este o investigare sau un studiu a unei informații. Această informație poate să fie, de exemplu, o comunicare non-verbală. Dacă oamenii se poartă într-un anumit mod, le citește modul în care ei se comportă și aceasta este hermeneutica în sensul ei cel mai larg. Deci putem citi comportamentul oamenilor, putem citi anumite mesaje în comportamentul oamenilor. Dar cei mai mulți dintre noi, în cercurile creștine în care ne aflăm, înțelegem prin hemeotică ca fiind studiul cuvântului lui Dumnezeu. Cred că cei mai mulți dintre noi suntem familiarizați cu lucrul acesta. O definiție ar fi știința. Și arta de a găsi un înțeles, o semnificație la un anumit lucru. A înțelege semnificația mesajului care este transmis printr-un anumit text. Și în primul rând trebuie tu să înțelegi ceea ce ai citit, iar apoi trebuie să poți să deslușești semnificația a ceea ce ai citit. Și că atunci când noi citim Bibliile noastre și abordăm Cuvântul lui Dumnezeu din punct de vedere moral, de exemplu, dacă mergem la Fericiri din Matei, capitolul 5, 6 și 7, dacă mergem la cartea cu getări de pe muntele Fericirilor, poți să citești cu ușurință acele pasaje și ai putea să crezi că tu faci o exegeză asupra celor cuvinte, acelor afirmații. ar putea să crezi că ceea ce tu faci este hermeneutică, însă cel mai adesea ceea ce noi facem este doar să citim pur și simplu, și încă într-un mod mecanic și aceasta nu este sensul efectiv al cuvântului hermeneutică. Pentru că cuvântul hermeneutică vrea să transmită ideea de a desluși înțelesul, de a pătrunde semnificația reală a lucrurilor pe care le citim, semnificația mai profundă. Și de ce este dificil să facem aceasta este pentru că, în cea mai mare parte, inspirația este îmbrăcată în cuvinte, dar nu doar în cuvinte, ci și în structuri. Adică, nu doar cuvintele sunt importante, ci și felul în care sunt structurate, felul în care sunt așezate în uh, propoziții. Structura textului. Pentru că Dumnezeu se folosește atât de cuvinte, cât și de structura acelor cuvinte, modul în care ele sunt așezate, putem să le numim în propoziții sau alte elemente ce țin de gramatică, pentru ca astfel toate acele cuvinte să poată să aibă un sens. Și mai mult decât atât, structura nu ține doar de uh, propozițiile în sine, și unde pui punct sau virgulă sau unde începe cuvântul cu literă de tipar și ține și de stilul lingvistic în care este scrisă o anumită scriere, modul în care autorul se exprimă. De exemplu, în poezie, unde putem avea, de exemplu, versuri care să rimeze unul cu altul. Și acela este un exemplu de structură. Așa că problema este că noi putem să citim un document, în cazul nostru, inspirația, dar aceasta nu înseamnă că noi avem o înțelegere de plină sau că înțelegem semnificația a ceea ce am citit. Și aici putea spune că este punctul în care mulți dintre noi am putea să fim păcăliți, ne pecălim pe noi înșine. Am putea să citim... Matei, capitolul 5, binecuvântați sunt cei săraci în, în duh, poți să citești acele cuvinte, ai putea chiar să verifici și definițiile din dicționar a celor cuvinte și să ajungi la ceea ce tu consideri că este o înțelegere a semnificației acelui text. Așa că te vei simți mulțumit crezând că ai folosit termeneutica și că ai făcut un pic de exegeză și ai folosit o anumită metodologie pentru a înțelege acel verset. Însă problema este că inspirația nu este bidimensională, nu sunt doar fapte așa clare, date așa clare și directe, ci este tridimensională. Și doar pentru că reușești să deslușești sau la un nivel așa de bază, ceea ce eu numesc la un nivel așa de suprafață sau superficial, cuvântul lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că nu sunt alte lucruri mai profunde de învățat de acolo. Și ceea ce vreau să sugerez într-un mod foarte direct, și simplu, astfel încât fiecare dintre noi să putem să înțelegem acest adevăr. Este faptul că în foarte multe circunstanțe, din inspirație, de fapt și în scrierile lui L. E. White, ceea ce Dumnezeu face este că El împachetează semnificația mai profundă a lucrurilor pe care El dorește ca să ne învețe într-un pachet superficial. Ai putea să te gândești, de exemplu, la un cadou foarte valoros care este împachetat într-o hârtie ieftină, obișnuită. Iar uh, ambalajul exterior poate să arate foarte frumos, să fie atrăgător, să fie strălucitor, să aibă chiar și o fundiță foarte frumoasă. Și așa, așa, percep, așa percepem cei mai mulți dintre noi scriptura. Așa apare ea, așa apare ea pentru noi. Iar noi citim... Toate lucrurile li se par frumoase, strălucitoare, par destul de inteligente, sofisticate, frumoase. Și noi credem că aceasta a dorit Dumnezeu de la noi ca să înțelegem. Însă realitatea este că acesta este doar cadoul care a fost împachetat. Este doar ambalajul exterior, ceea ce vedem noi la suprafață. Dar ne uităm la ambalaj ca și cum ar fi ceva foarte valoros și foarte important pe care trebuie să-l admirăm. Într-adevăr, acel ambalaj a fost făcut în felul acesta pentru a ne capta atenția. Însă noi știm că atunci când ai cuiva un cadou, scopul tău nu este ca ei să se bucure de acel ambalaj. Și scopul acelui ambalaj este doar ca uh, utilitatea acelui ambalaj este aceea de a atinge un anumit scop și anume ca să ofere o frumusețe cadoului. Iar în, înăuntru, în pachet, este adevărata sau adevărata valoare a ceea ce tu dorești să oferi cuiva. Și la fel este și cu inspirația. Dumnezeu a împachetat adevărurile pe care el dorește ca noi să le înțelegem într-un într cadru moral, uneori sub forma unor povești, unor istorisiri. Așa apare în inspirație în Biblie și în Spiritul Profetic. Iar datoria noastră este să despachetăm acele informații pentru a putea să înțelegem acele ilustrații, pentru a putea înțelege ceea ce Dumnezeu încearcă să ne învețe. Aduceți-vă aminte, hermeneutica este știința și arta de a extrage semnificație din un anumit text. Însă cei mai mulți dintre noi avem dorința sau credem că există doar o înțelegere superficială în Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Și din acest motiv facem atât de multe greșeli. Și este înspăimântător cât de multe greșeli facem de fapt. Și ceea ce este și mai grav este că atunci când facem aceste greșeli și acestea ne sunt arătate de către cineva, cât de puțin dintre noi suntem dispuși să ținem cont de sfaturile. Pe care învățătorul, instructorul, ni le dă să ne vedem propriile greșeli și să le corectăm. Ceea ce tindem să preferăm să facem este să dăm la o parte opoziția, ca să nu se creeze niciun fel de tensiune, să nu fie niciun fel de rivalitate, ca să nu ne ia nimeni la întrebări. Și nu aceasta este modalitatea prin care se folosește adevărata hermeneutică. Deci, hermeneutica este știința și arta de a extrage semnificație dintr-o afirmație sau dintr-un cuvânt. Problema este, și deja am discutat-o destul de pe larg, este că atunci când noi abordăm scrierile lui Ellen White, noi tindem să credem că Ellen White a fost scriitoarea pentru cei săraci, pentru cei needucați, pentru cei mai slabi, pentru cei mai leneși, pentru cei orbi, pentru oameni care au fost slăbiți și afectați de păcat. Mă refer în mod simbolic, bineînțeles. Acei oameni care au fost afectați de păcat și care simt că ele White este campionul lor și că Dumnezeu a ridicat-o și ne-a dat-o nouă poporul său pentru a ne ajuta pentru a ne ajuta să înțelegem adevărurile profunde care se află în Biblie. însă problema este că aceasta este o modalitate mult prea superficială de a citi și de a interpreta ele white și este foarte dificil să-i scoți pe oameni din acest tipar de gândire și să îi faci să recunoască faptul că noi trebuie să o abordăm pe Ellen White cu aceeași grijă și cu aceeași atenție cu care abordăm inspirația, Biblia. Dar dacă am face lucrul acesta, în loc ca L.A. White să devină prietenul nostru, ea devine o mare provocare pentru noi. Și în loc să fie ca un sprijin al nostru, ea ajunge să fie o provocare pentru noi și la fel de greu de deslușit. Și pentru că foarte mulți dintre noi nu recunosc și nu apreciază că acesta este rolul și poziția pe care ele o are, ei sfârșesc fie prin a o pune la o parte sau mai rău decât atât. Și eu chiar cred că este mult mai rău decât să chiar să o dai la o parte atunci când ajungi să te folosești descrierile ei într-un mod manipulatoriu, da? să le folosești într-un mod incorrect. Și lucrul acesta l-am făcut foarte mulți dintre noi. De obicei ne gândim, bineînțeles când abordăm Biblia trebuie să folosim hermeneutica știința și arta de a extrage o semnificație. Însă atunci când vine vorba de scrierile lui Ele White, de spiritul profetic, sigur, nu avem nevoie de exegeză pentru scrierile ei, nu trebuie să folosim hermeneutică, pentru că doar e, ea scrie atât de clar, atât de evident. De ce am avea nevoie de hermeneutică pentru a studia scrierile lui Elioai, spiritul profetic? Și aici ajungem să fim prinși în capcană. Aici dăm de probleme și ne cauzăm noi înșine probleme prin această, acest tip de gândire. Am aflat tot mai mult, am observat tot mai mult în ultimul timp avem de fapt nevoie de hermeneutică pentru a putea înțelege ceea ce spune Ele White și a eșua să folosești hermeneutica are consecințe irreversibile, are consecințe foarte grave, am putea să spunem chiar de viață și de moarte. Și poți să sfârșești, chiar dacă o faci în mod inconștient, poți să sfârșești să în alege moartea și nu viața, chiar studiind scrierile ei. Așa că fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă hermeneutica și să ajungem să aplicăm regulile cât mai bine cu putință și să le aplicăm nu doar la Biblie, ci și la spiritul profetic, la scrierile lui Ellen White. Nu ar trebui să abordăm scrierile ei ca și cum ar fi doar o scriere obișnuită, ca și cum ar fi ceva total Diferit de Biblie, de scrierile inspirate din Biblie. Da? Deci, Biblia o considerăm uh, inspirată, acolo trebuie să folosim hermeneutică, dar uh, în privința lui L. White ne gândim că nu mai trebuie să folosim. Și ce, ce trebuie să înțelegem este faptul că scrierile ei nu sunt, de fapt, diferite de scrierile inspirate din Biblie. După cum am afirmat, Motivul pentru care avem tendința să abordăm scrierile ei diferit față de Biblie este pentru că ne gândim, când ne gândim la Biblie, știm că părțile ei care au fost scrise cel mai recent în vechi cam de 2000 de ani și știm că există o perioadă de timp foarte lungă între perioada în care a fost scrisă Biblia și timpul nostru și noi știm că distanța asta în timp face ce anume, ce efect are, ne face să devenim mai conștienți de separarea care există între noi și scrierile originale. Așa că atunci când ai un document care este vechi de 2000 de ani, suntem înclinați să abordăm acest document într-o modalitate care ne face să fim în gardă, să fim atenți, să fim precauți și da, suntem mult mai atenți când știm asta despre un document. Însă atunci când abordăm scrierile lui Ellen White, avem tendința să o abordăm într-o modalitate mult mai diferită, complet diferită. Ea o considerăm un scriitor modern, operele ei, scrierile ei sunt foarte multe și ea abordează viața într-o modalitate care ni se pare mult mai normală, mult mai realistă, mult mai modernă comparativ cu scritorii biblici. Și știm atunci când citim biografia lui Ellen White sau când citește mărturie despre ceea ce se întâmplă în biserică, Poți să te raportezi la acele lucruri, o să te identifici cu ele mult mai ușor decât uh, o faci atunci când citești o istorie din Biblie. Pentru că există un spațiu atât de mare, da, deci o lipsă de, conex de conexiune atât de mare între perioada în care a fost scrisă Biblia și timpul nostru, comparație cu timpul nostru și timpul în care a trăit Eli White. Da, este doar cu câteva decenii sau în jur la 150 de ani diferență față de noi, depinde cum calculezi. Și este mult mai aproape de timpul nostru comparativ cu cele mai apropiate porțiuni din Biblie. Dacă ar fi să le luăm pe cele care sunt mai îndepărtate, atunci la comparativ ea este și mai aproape. Așa că, pentru că ea este atât de aproape de noi, pare atât de normală și vorbește atât de direct, nu pare să folosească atât de multe simboluri sau cuvinte codificate, așa că din acest motiv noi tindem să o considerăm prietenul nostru, ajutorul nostru și nici într-un caz adversalul nostru. Și ce vreau să spun prin asta, o considerăm pe ea un ajutor în a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Nu o vedem pe ea ca fiind... O unealtă, un mijloc prin care putem să-l cunoaștem pe Dumnezeu mai bine, un mijloc în sine prin care să-l înțelegem pe Dumnezeu mai bine și pe ea o vedem mai mult ca fiind un, un mijloc, o unealtă pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să putem să ajungem la un anumit scop, acela de a înțelege mai bine Biblia. O expresie pe care foarte mult o folosesc este faptul că ea este lumina mai mică care ne îndreaptă spre lumina mai mare. Și cred că acest mod de a gândi a modificat într-un mod greșit sau ne-a influențat în mod greșit modul în care noi gândim sau înțelegem scrierile lui Ele White. Și întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem în mod onest este, poate oare Ele White să vorbească semnificativ pentru timpul nostru? Voi pune aceeași întrebare, poate Iov, poate Iosua, poate David să vorbească semnificativ pentru timpul nostru? Dacă ar fi să spune, fă lucruri bune față de aproapele tău, nu păcătui... Și am zice că David a spus aceste lucruri sau că L. White a spus aceste lucruri, putem vedea că în acest caz, ambii pot vorbi semnificativ pentru timpul nostru. Și lucrurile sunt destul de clare. Atunci când începem să vorbim, să-l analizăm pe David și felul în care el ne vorbește nouă, suntem foarte atenți, da, deci suntem în gardă, putem să spunem, atăm cu foarte mare grijă, nu pentru că nu am avea încredere în ceva din ceea ce el a spus, ci pur și simplu ținem cont de faptul că acest om a trăit cu mai bine de 2500 de ani în urmă, aproape de 3000 de ani în urmă, undeva în această zonă. Așa că suntem mult mai precauți atunci când analizăm cine este, ce face, cum se poartă, cum acționează. Iar pentru că Ele White este atât de aproape de noi, avem tendința să lăsăm garda jos, să nu mai fim atât de atenți. Și atunci ajungem să facem anumite greșeli. Și acesta este lucru pe care am dorit să îl observăm. Suntem mult mai predispuți să facem greșeli atunci când vine vorba de scrierile lui Ele White. Deci, de ce avem nevoie de hermeneutică? Haideți să încercăm să găsim răspunsul la această întrebare. Da, vom citi un pasaj din scriptură, să deschidem așa la voi, întâmplării. Nebunul spune în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Da, acesta este un pasaj ales la voia întâmplării, este Psalmul 14, versetul 1, iar întrebarea care se pune este dacă vrem să abordăm acest pasaj, înțelegem noi semnificația a ceea ce am citit? Bineînțeles, dacă știe engleză, toate cuvintele pe care le-am citit sunt inteligibile. Dacă vă întreb ce înseamnă un nebun, cum arată... Pe care ați putea să-mi dați un răspuns, sau dacă spun, uh, a zis în inima lui, și dacă vă întreb uh, ce înseamnă lucrul acesta. Deci dacă căutați despre nebun, încercați să vedeți ce înseamnă sau inima, ce înseamnă inima, puteți încerca să înțelegeți ce vrea să spună faptul că inima vorbește. Da? Deci ceea ce vreau să spun că chiar dacă cuvintele ne vor fi foarte, foarte clare, semnificația ar putea să nu ne fie atât de clară și nu, nu este atât de clar ceea ce vrea să spună această afirmație și doresc să vă dau un exemplu legat de aceasta. Este un exemplu luat din Noul Testament. Dacă ar fi să deschidem, de exemplu, la Luca, Luca capitolul 22, versetul 36, Luca 22, versetul 36, este un pasaj care ne este cunoscut. Cu siguranță l-am mai citit cu toții înainte. Este luat dintr-o parte destul de cunoscută, renumită, a Evanghelilor. Secțiunea aceasta începe, de fapt, în cu versetul 31, iar în Biblia mea, subtitlul care a fost adăugat este o avertizare pentru Petru și ceilalți 10 ucenici. Pune 10 pentru că Iuda care teanul deja i-a părăsit în acest punct, nu mai era cu ei. Iar versetul 36 spune Și el le-a zis, acum din potrivă, cine are o pungă, să o ia, cine are o traistă, de asemenea să o ia. și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Întrebarea care se pune este, bineînțeles cu toții putem citi aceste cuvinte, însă întrebarea mea este ce semnifică ele de fapt? de ce vrea Isus, așa cum el spune destul de clar și direct, să își vândă haina și să cumpere o sabie? De ce ar vrea el ca cineva să facă lucrul acesta? Acesta este un exemplu care, în care putem vedea cât de ușor este să citești ceva, dar să nu înțelegi semnificația. Dacă citești mai departe, în continuare versetele, versetul 38, ei spun, Doamne, i-au zis, iată aici două săbii. Și el i-a zis, destul. Deci, întrebarea care se pune este ce face Isus aici? Ce încearcă el să ne învețe din această istorisire? Este o istorie cu care cu toții suntem fa familiarizați și mai este o altă istorie cu care suntem cu toții familiarizați, cea în care Petru scoate sabia și taie urechea servitorului marelui preot. era apoi uh, Isus, după ce că îi spuse înainte să-și să cumpere o sabie, acum uh, îl mustră oarecum pentru că a folosit sabia. și toate lucrurile s-ar putea să pară cumva încurcate. Situația se complică, Iisus vindecă urechea servitorului și vedem din toate acestea că semnificația nu este atât de evidentă De ce înseamnă să ai și să folosești o sabie. Și avem nevoie de hermeneutică, nu doar pentru a citi cuvintele, pentru că e ușor să citești cuvintele și pentru a putea înțelege semnificația din spatele a ceea ce citești. Și eu am folosit acesta ca un exemplu pentru a ne da seama de ce anume avem nevoie de hermeneutică. Iar atunci când oamenii spun că este suficient să citim cuvântul lui Dumnezeu exact așa cum este, Pentru că acolo avem un așa, zice Domnul, când vorbesc în felul acesta, de fapt sunt foarte imaturi în abordarea lor. Am văzut persoane în această mișcare care au luat pasaje din Ele White sau un pasaj din uh, Solia de la 1888, care este foarte în vogă în momentul de față. Au luat un pasaj din A.T. Jones sau Wagner sau chiar și din Ele White și îl postează pe un anumit grup. Iar cineva o întreabă, de ce ai postat acest citat? Ce ai încercat să ne înveți, să ne transmiți? Ce mesaj ar trebui să înțelegem din ceea ce ne spune acest pasaj? Însă răspunsul cel mai adesea este următorul. Ial pur și simplu ca atare. Eu îl citesc și îl iau ca atare. Acest tip de răspuns arată cât de mare sau cât de imatură este acea persoană, în primul rând pentru faptul că a postat acel citat, iar apoi prin răspunsul pe care îl dă. Atunci când sunt întrebați de ce au pus acel pasaj, acel citat de parcă ai putea să iei orice parte din scriptură sau din inspirație sau din dintre pioneri sau da, sau din uh, alți uh, scritori importanți cum sunt Jones și Wagner Dacă ai putea să iei pur și simplu un pasaj și să îl citești doar așa ca atare, atunci când se dă acest răspuns, poți citește-l pur și simplu, așa cum este scris. Acest tip de abordare, această mentalitate, încerc să o explic în cadrul acestei prezentări. Și faptul că nu suntem dispuși să folosim hermeneutica atunci când vine vorba de studiul lui L. White, scrierilor lui L. White sau alți uh, pionieri cum sunt Jones și Wagoner. Când spun uh, pionieri nu mă refer neapărat uh, că sunt din prima generație, ci pur și simplu că sunt uh, persoane importante din acea perioadă de timp. Folosesc într-un mod așa generic acest termen. Deci când mergem la Pionieri, la James Lime, la Jones, la Wagoner sau mulți alții, nu poți pur și simplu să iei o afirmație de-a lor și să o postezi și atunci când cineva te întreabă de ce ai postat aceasta, ce anume încerci să transmiți. Nu poți doar să răspunzi pur și simplu, păi ea așa că atare, scrie acolo pe de hârtie sau cum scrie în citatul pe care l-am pus. Și problema nu este faptul că pui un citat prin care încerci să ataci pe cineva sau să insinuezi ceva dacă ai vreun plan ascuns prin acel citat. Și ideea pe care vreau să o subliniez este că Orice citești, orice asculți, trebuie mereu și mereu să avem acea mentalitate uh, de tip hermeneutică, da? să privim prin prisma unei mentalități hermeneutice. acele lucruri și să le înțelegem folosind hermeneutica. Și asta înseamnă că nu doar citești cuvintele ca atare, pentru că cu toții putem să citim cuvintele și problema care se pune este să și înțelegem ceea ce este scris. Că aceasta este cea mai mare problema noastră și este o, o, dovadă de lipsă de instruire teologică. Deși Elder Jeff în trecut spunea că suntem studenți ai profeției, eu consider că folosi citatele în felul acesta este o dovadă a unei proaste pregătiri teologice sau scolastice. Dacă postezi un pasaj și cineva te întreabă de ce ai făcut sau ce ai vrut să transmiți, să spui citește doar așa, ca atare, citește literal pentru că înțelesul este evident. Însă nu este cazul să facem lucrul acesta așa, nici măcar cu scrierile lui John și Wagoner. Eu sunt sigur că lucrurile pe care ei le-au scris, ei au fost condus de Dumnezeu și nici măcar ei înșiși nu au fost conștienți de semnificația a tot ceea ce ei au scris. și nu putem doar să citim pur și simplu scrierile lor și să ne așteptăm să înțelegem adevărul care poate să fie ascuns de suprafață. Nu aceasta este modalitatea corectă de a aborda acele afirmații. Voi încerca să vă dau un exemplu. Poate dacă desenez acest lucru pe tablă? Acesta este întregul, este un cerc, întregul subiect complet, un întregul lucru complet. Dacă aș fi avut două semicercuri separate unul față de celălalt, aș fi zis, „Ah, am două semicercuri, tot ce trebuie să fac este să le pun la un loc, să le lipesc unul cu una cu cealaltă și împreună ele vor forma un întreg. Sper că puteți vedea lucrul acesta. Am început cu întregul și apoi l-am separat în două. Un, dacă ai două părți separate, imaginați-vă că acestea sunt cele două jumătăți și sunt aici, separate una față de cealaltă. Ceea ce tindem să facem este să luăm cele două părți, cele două jumătăți și să le punem la oaltă pentru a înțelege lucrul întreg. Și pentru că suntem tentați să gândim în felul acesta, putem să facem greșeli în concluziile pe care le tragem. Dați-mi să ved dacă pot găsi un exemplu pe care să, prin care să putem înțelege mai bine, să ilustrăm mai bine ceea ce vreau să spun. Voi da referința, voi da două referințe, voi spune de unde sunt pasajele, nu le voi citi acele pasaje în totalitate, ci doar le voi parafraza. Primul este din mărturii volumul 1, și sunt o serie de pagini, de la 290 la pagina 302, este o dragă secțiune. Și vă voi mai da o trimitere deci, Rivion Herald, 12 noiembrie 1895. Nu știu paragrafele, puteți citi dacă doriți întregul pasaj. Sunt două pasaje din spiritul profetic și ceea ce avem tendința să facem este să luăm două afirmații, să le punem la cap la cap. Și să considerăm că prin asta avem imaginea completă despre ceva. Dacă ar fi să dialogăm și aș pune întrebarea și am zice ce metodologie numiți aceasta, cum o numiți acest tip de metodologie, probabil ați răspunde uh, metoda dovezilor textuale sau linie peste linie. Iar apoi v-aș întreba, puteți să-mi spuneți ce regulă de la William Miller este aceasta? Ați, ați merge și v-ați uita la cele 14 reguli. Da, nu este un set de întrebări, dar una din reguli spune să luăm toate locurile unde găsim informații despre un anumit subiect și să le punem toate la un loc pentru a înțelege bine, mai bine un anumit subiect. Așa că am putea să numim aceasta ca fiind una din regulile lui William Miller. Putem numi metoda dovezilor textuale sau linie peste linie. Eu am spus că luăm două părți și le punem împreună pentru a forma un întreg. Lucrul acesta l-am ilustrat aici. Este o problemă atunci când facem lucrul acesta. Vă voi citi două afirmații din fiecare din aceste două pasaje cu toții Ați trecut prin sistemul de învățământ prin școală, unii probabil încă sunteți la școală și ceea ce învățătorii tin să facă și eu voi face același lucru, este că folosesc că, sau dau exemple care sunt ușoare, ușor de văzut, de înțeles și atunci lucrurile pot să ne pare atât de simple și să credem că, a, oh, da, este simplu, am înțeles ideea. Iar apoi când te duci acasă și încerci pe cont propriu să aplici acea regulă sau lucru pe care l-ai învățat, vezi că lucrurile nu sunt chiar atât de simple și atât de ușor de făcut și ajungi să te lovești de aceeași problemă și noi putem păți aceeași problemă sau să cădem în aceeași capcană în urma exemplului pe care îl vom vedea. Nu că aș încerca să prind pe cineva în vreo capcană, dar am ales un exemplu cât mai simplu ca să putem vedea ceea ce încerc să vă explic. Aceasta au tendința să facă profesorii să dea exemple ușoare. Deci, haideți să facem un rezumat. Luăm două părți pe care le punem împreună pentru a forma un întreg. Pentru a înțelege întreaga istorie. Ai două părți de la o anumită istorie și le pui la oaltă. Asta am făcut prin diagrama mea și numim lucrul acesta metoda dovezilor textuale. Dar William Miller nu le numește dovezi textuale el spune, adună toate informații toate dovezile, toate informațiile pe care le găsești despre un anumit subiect, pune-le toate împreună dacă nu vezi nicio contradicție, atunci totul este în regulă. Dacă ar fi să citiți cele două pasaje și cred că unii au început deja să se uite la ele, am dat un pic de timp să vă uitați la ele, dacă merg la primul citat, vă voi da contextul acestuia. A fost un adventist de ziua șaptea care avea o problemă mentală de sănătate. Era o una acută, nu cronică. Și în stresul său, în problema sa, merge la unchiul său și caută un sfat. Și unchiul său îl convinge să meargă să caute ajutor profesional. Îi spune: Du-te și caută să faci terapie profesională. Ai nevoie de consilieră care să te ajute în problema ta acută pe care o ai. Și motivul pentru care am dat acest exemplu cred că este destul de important în acest moment pentru că foarte mulți dintre noi. Trecem printr-o provocare mentală în acest moment. Unii o pot numi depresie, poate să vină sub diferite nume, sau poate pur și simplu avem o idee nebuloasă că nu ne simțim bine, indiferent cum o descriem. Cred că această problemă este foarte importantă în timpul strâmbtorării lui Iacov. Deci, această problemă are o. Problemă, această persoană are o problemă mentală acută și unghiul său îi spune să meargă să apeleze la ajutor profesional. Dar nepotul spune, nu, nu vreau să fac lucrul acesta și spune că nu vrea, bazându-se pe ceea ce am citit aici, din mărturii pentru volumul 1, pentru biserică volumul 1, și voi parafrasa, el o citează pe Ellen White când Ellen White spune, Că psihologia și psiho... da, în psihologie, Satana este cel care lucrează. Deci, Unchiul spune, du-te, caută consiliere, el spune, acesta este un sfat prost, pentru că știm cu toții că Satana este cel care lucrează prin psihologi și voi fi infectat ca un virus sau ceva de genul acesta, la modul literal. Deci, voi fi Afectat, voi fi infectat, otrăvit de acești psihologi. Pentru că avem citate clare din Spiritul Profetic care spune că Satana lucrează prin știința psihologiei. Dar există o problemă. Dacă aceasta este doar o parte, și dacă e pe cealaltă parte, ceea ce te aștepta ar fi să găsești un întreg. 1 plus 1 să fie 2, să fie întregul. Deci jumătate plus jumătate să fie egal un întreg. Deci aici, al mărturii volumul 1, avem jumătate din informații ceea ce ne spune Le White. Ea spune că psihologia este o știință pe care satana o folosește Deci voi formula mai elogvent pentru a distruge poporul lui Dumnezeu. Deci dacă vrei să vezi imaginea întreagă, vei face jumătate plus jumătate reprezintă întregul. În păcate, aceasta este modalitatea prin, în care tindem să înțelegem această regulă a căutării dovezilor textuale. Și de aceea este una dintre cele mai importante reguli pe care trebuie să o folosim. Poți să intri în probleme foarte mari dacă folosești doar această regulă singură, fără să ții cont și de altele. Ceea ce vă voi arăta imediat. Deci, ceea ce ne așteptăm este. Bineînțeles, totul este aranjat de mine. Avem aici jumătate de informație, deci ce vom găsi aici? Dacă ar fi un curs, ați răspunde cu toții, vom găsi cealaltă jumătate de informații. Și eu voi spune în mod corect. Dacă aduci aceste două la oaltă, ce vom găsi? Vei găsi toate informațiile de care ai nevoie pe acest subiect. Dar problema este că eu am căutat dinainte aceaste, aceste afirmații cu grijă pentru a vă crea probleme. Așa că haideți să citim cea de-a doua afirmație din Review and Herald din 1895. Deci, Ele White aici va spune următorul lucru și voi cita cum din Ele White. Ea va spune. Adevăratele principii ale psihologiei pot să fie găsite în Sfintele Scripturi. Deci, deci acum ea spune că psihologia este o știință pură, curată, dată de Dumnezeu și de fapt aceștia are rădăcinile chiar în Scriptură. Deci, aceasta spune că psihologia este legată de Satana, iar acestea spune că psihologia este legată de Dumnezeu. Deci, aici îl avem pe Satana și aici îl avem pe Dumnezeu. Deci, ceea ce nu poți să faci este pur și simplu să lipești la oaltă aceste două bucăți de informație. Pentru că este ca și cum ai pune la un loc antimateria și materia. Și ce s-ar întâmpla? Nimic ar fi ca și cum ai spune minus și plus egal cu zero. Deci nu găsești, nu vei avea un întreg, nu vei avea imaginea întreagă, pentru că acum te afli într-un punct în care trebuie să răspunzi la întrebarea ce este psihologia? Este de la Dumnezeu sau este satanică? Și acum nici nu ai abordat subiectul în sensul său amplu, deci acest, acest scurt exemplu ne arată de ce este atât de important să înțelegem ceea ce citim sau să practici această știință și eu vreau să o numesc o artă pentru că este mai mult decât doar o știință este ceva care trebuie să dezvolți niște aptitudini ca să devii tot mai bun prin practică. Deci nu este atât de simplu, doar citești niște informații și le înțelegi, ci trebuie să încerci să înțelegi semnificația acelor afirmații și acest lucru mi se pare foarte important. Acesta este, mi se pare, un exemplu foarte simplu și frumos care ilustrează ceea ce vreau să spun. Un exemplu care ne arată problemele care pot să apară din aplicarea metodei dovezilor textuale. Și foarte adesea ceea ce oamenii fac este atunci când ai aceasta, vei ajunge să intri de fapt într-o dezbatere, într-o discuție în contradictoriu. Și adventiștilor le place acest gen de discuții, le place. Și unii aleg o poziție, unii cealaltă poziție și apoi se luptă, se ceartă. Dar aceasta este o înțelegere de fapt de suprafață a dovezilor textulare, a căutării text cu text. Și acesta este doar un sinonim pentru linie peste linie. Și aceasta putem să facem și atunci când folosești metoda linie peste linie, atunci când ai o linie care pare să anuleze cealaltă linie. Am pățit lucrul acesta în momentul în care am început să analizăm liniile cu foarte mare atenție, pentru că ele nu ne arătau ceea ce noi credeam că ne vor arăta și unele lucruri se anulau, le anulau pe celelalte, ce puțin asta părea la o primă impresie, la un nivel superficial. Și de aceea acest întreg subiect al hermeneuticii, al metodologiei, este mult mai dificil decât ni se pare nouă, decât credem noi că este. Deci, sper că din acest exemplu simplu ați putut să vedeți de ce este atât de important să înțelegi cu adevărat semnificația ceea ce citim. O altă problemă pe care o avem, nu mergi la Biblie. Și evident, această Biblie, cele mai recente părți din ea, sunt vechi de 2000 de ani. Știm lucrul acesta. Și au fost scrise în limba greacă. Nici măcar nu a fost scrisă în greaca pe care o vorbesc în mod normal oamenii acum. Și a fost tradusă în alte limbi, în latină, în mod special în latină, și apoi, în cele din urmă în jurul anilor 1600-400-500 de ani în urmă, a fost tradusă în ceea ce noi numim o limbă comună din timpul nostru sau germana comună sau belgiana sau olandeza sau engleza. Dacă folosești această Versiune King James, știm că este din anul 1611. Știm cu toții că atunci a fost Biblia King James. Dar ideea pe care a vrut să o subliniez prin asta. Această Biblie este veche cam de 400 de ani. Și deși este numită Biblia din 1611, cuvintele pe care le citește aici nu sunt cele din original din original. Cel puțin o foarte mare procent din ce citim din King James nu sunt cuvintele originale. Putem cu mare ușurință să căutăm pe internet o variantă originală din anul 1611 și motivul pentru care niciunul dintre noi nu folosim acea versiune, de ce nu mai sunt tipărite, nu zic că nu se pot cumpăra, poate dacă mergi undeva la un uh, magazin special, dar în mod, gen, mod normal nu găsești o Biblie scrisă în cuvintele din originale din 1611, pentru că nu am putea înțelege ceea ce citim. Ceea ce citim noi este o versiune modernizată a Bibliei King James. Din uh, memorie nu mai știu exact anul. Cam cu 50 sau 100 de ani în urmă a fost făcută o schimbare. Aceasta este o ediție mai târzie în care engleza a fost actualizată pentru a putea fi ușor de citit pentru generația noastră. Cred că cei mai mulți dintre voi ați auzit de New King James, care ia această Biblie King James pe care noi o. Citim și o transformă într-un limbaj modern, chiar și mai modern decât cea pe care o avem aici. Pentru că limbajul pe care îl avem noi în King James a încercat să fie păstrat cât mai arhaic posibil. Ceea ce mă duce la următoarea idee, și faptul că cuvintele pe care le găsim aici și care sunt vechi cam de aproximativ 400 de ani, unele cuvinte de atunci nu mai înseamnă același lucru azi ca și atunci când au fost scrise. Și aceasta încearcă să corecteze o traducere modernă și să repare. Nu vreau să spun acum că trebuie să vă aruncați Biblia King James și să mergeți să căutați o traducere modernă. Nu aceasta este ideea, și ceea ce vreau să vă spun este că trebuie să recunoaștem acest fenomen care are loc. Aceasta este a treia idee, acest subpunct. Deci, de ce avem nevoie de hermeneutică? Punctul 1. Chiar dacă poți să citești cuvintele, nu înseamnă că înțelegi cuvintele. Acesta a fost punctul 1. Punctul 2. Două jumătăți nu întotdeauna constituie un întreg. Uneori se anulează una pe cealaltă. Aceasta spune 100% rea, al doua spune 100% greșit. Deci este toată rea sau este toată greșită? Este jumătate corectă sau jumătate greșită? Cum abordăm un astfel de subiect? Acesta este unul dintre motivele pentru care trebuie să fim foarte atenți atunci când abordăm inspirația și este un lucru pe care la care am eșuat, nu am reușit să facem acest lucru. De fapt, chiar acum există o zguduire în mișcare, în, suntem în plină zguduire care are la bază exact încălcarea aceste reguli simple de aici. Faptul că oamenii au jumătate de informație și spun că acea jumătate reprezintă sau este egală cu întregul. Dar, de fapt, dacă cercetezi, mai este o altă jumătate care reprezintă o perspectivă complet diferită, și atunci ce, de unde știi care este perspectiva reală întreagă asupra subiectului? Exact această problemă despre care am vorbit aici, nu despre subiectul psihologiei sau problemelor mentale, ci despre un alt subiect. Dar are la bază același principiu. Oamenii se ceartă, se contrazic cu privire la ceva care ei consideră că este un adevăr special care le-a fost dat de Dumnezeu, dar realitatea este că o, sunt oameni în mișcare azi care se ceartă despre un adevăr special pe care ei cred că l-au descoperit sau l-au redescoperit. Însă, lupta este de fapt, sau cearta are de fapt la bază metodologia, nu teologia însăși. Punctul 3. Cuvintele evoluează, încep să aibă semnificații diferite. Cum am spus, această Biblie este un pic mai puțin de 300 de ani veche, pentru că nu este originalul, versiunea originală din King James. Nimeni nu a folosit o versiune originală. Mă îndoiesc că ați auzit vreodată o astfel de versiune folosită la biserică. Da, este, o folosesc mai mult în unii teologi amatori. Dacă sunteți curioși, s-ar putea să căutați una pe internet să vedeți cum arată. Este mult mai complicată dificilă de înțeles. Aceasta este veche cam de 300 de ani. Ceea ce vreau să spun este că atunci când mergi la timpul lui Ellen White, care este un profet din secolul 19 și noi suntem în secolul 21, deci dacă ne gândim, sunt două secole, 200 de ani, știu că nu au trecut 200 de ani de când a murit Ellen White, dar dacă aproximăm, sunt în jur de 200 de ani. Deci problema cu care ne vom confrunta este că felul în care Ellen White folosește cuvintele nu este același mod în care noi am folosit azi anumite cuvinte. Vă voi da două exemple. Ellen White spune, Te simți gay azi? Iar apoi va spune Despre ceva, acesta este cel mai drăguț lucru care puteai să-l faci. Cuvântul nice. Lucrul acesta poate să fie destul de clar atunci când ea spune că este mă simt gay astăzi, este o zi gay. Lucrul acesta ne spune că este destul de evident că nu este cum folosim noi azi, ci ea se referă la fericire, mă simt fericită. Și azi înseamnă ceva foarte diferit. Dar cuvântul nicest, deci cel mai drăguț, când ele White vorbește despre un anumit, o anumită lucrare pe care trebuie să o facem, spunem că este cea mai drăguță lucrare, dar de fapt ea vrea să, să spună că este cea mai grea lucrare. Deci cuvântul care astăzi este înțeles ca fiind drăguț, în trecut însemna că este ceva foarte dificil. Deci trebuie să fii foarte atent atunci când începi să cauți să înțelegi scrierile lui L. L. White. Pentru că tu crezi că știi ce vrea să spună prin acele cuvinte, dar trebuie să fii foarte atent să te asiguri că înțelegi cu adevărat ceea ce vrea să spună. Și vreau să mai adaug o problemă la aceasta, așa pe păi vom încheia. Deci, numărul 1 a fost ce? Dacă citești, nu înseamnă că și înțelegi. Punctul 2. Am spus două jumătăți nu întotdeauna constituie un întreg. Uneori da, uneori nu. Punctul 3. Cuvintele evoluează, își schimbă semnificația. Gay, nicest, deci cel mai, cea mai drăguță lucrare, da, aceasta este din timpul lui Ellen White până în timpul nostru. Dar lucrurile sunt mult mai complexe decât vă puteți gândi la prima vedere, pentru că noi am fost învățați. Oh, Elder Marco ne-a dat data, spune că este anul 1769 deci în jur la 150 de ani după anul 1611, deci este veche cam de 250 de ani doar. Deci este textul standard al unei Biblii King James, este anul 1769, așa îmi spune, ceea ce înseamnă 251 de ani. Deci este la 150 de ani după versiunea King James originală. Mulțumesc! Deci, ați fost învățați că trebuie să iei în considerare contextul. Și atunci când persoane din această mișcare au încercat să susțină anumite idei, ei au spus trebuie să luăm scriitorul în contextul lui. Și să vedem cum a folosit el acel cuvânt și să urmărim prin scrierile lui acel cuvânt. De exemplu, au făcut aceasta cu cuvântul necurmata din Daniel. Acolo este folosit de 5 ori și în alte părți din Biblie este folosită de 91 de ori. Deci de 5 ori în Daniel și 91 de ori în alte părți a scripturii. Când faci lucrul acesta, crezi legat de cuvântul necurmata, crezi că Daniel, la începutul cărții, când a folosit acel cuvânt, are aceeași semnificație la început ca și la sfârșitul cărții sau în mijlocul cărții lui Daniel? Da. Dacă luăm lucrurile atât de simplist, deci cuvântul necurmată din scrierile lui Daniel, pentru că Daniel scrie acea carte, Credem că atunci când spune necurmata aici, înseamnă necurmată, același lucru și la sfârșitul cărții. Dar nu pot să facem lucrurile în felul acesta, pentru că dacă crezi că necurmata din capitolul 1 sau necurmata din capitolul 8 și necurmata din capitolul 12, dacă crezi că aceste două cuvinte necurmata înseamnă același lucru, dacă presupui asta. Da. Ce ar fi dacă nu ar semnifica același lucru? Atunci întreg model pe care îl folosește este greșit. Deci această presupunere a ta este că din capitolul 8 până la capitolul 12 cuvântul necurmată nu și-a schimbat semnificația în cadrul cărții lui Daniel. Dar aceasta este doar o presupunere din partea ta. Nu aș vrea să crezi îndoieli în, în mintea cuiva, în cartea Daniel nu există evoluție în cuvântul necurmată. Am vrut doar să dau un exemplu doar. Dar vă voi da un exemplu în care într-adevăr evoluează un cuvânt în timpul vieții unui autor. Deci vă voi da un exemplu din Ellen White legat de expresia sau cuvântul Ușa închisă. Cu toții am auzit această expresie. Nu v-am întrebat dacă știți ce înseamnă, dar cu toții am auzit. Dacă v-aș fi întrebat, cu toții ați fi răspuns, înseamnă închiderea timpului de probă. Problema cu acest cuvânt, ușa închisă, este faptul că evoluează. Și nu evoluează din timpul lui L. White până în timpul nostru, ci evoluează chiar în timpul lui Ellen White, în gândirea ei. În 1844, când Ellen White folosește acest, acest cuvânt, ea vrea să spună un anumit lucru prin folosirea lui, dar mai târziu, în anul 1852, folosește aceeași expresie, o ușă închisă și vrea să spună ceva complet diferit de ceea ce a spus în anul 1844. Dar ea nu va spune lucrul acesta în mod direct. Deci, dacă vrei să faci un studiu pe expresia ușă închisă, și dacă vei găsi multe citate în care ea folosește această expresie. Dacă vei face ceea ce spune William Miller, să găsești toate referirile legate de acest, această expresie, vei ajunge la o concluzie foarte greșită dacă nu ți cont de faptul că cuvântul a evoluat. De aceea ar trebui să abordăm scrierile lui L. White cu foarte mare grijă. V-am dat acest simplu exemplu din viața reală, cum în 8 ani, această expresie, o ușă închisă, și-a schimbat semnificația. Și dacă nu avem grijă în studiul nostru, ne va scăpa această idee. Pentru că ce sunt 8 ani? Este o perioadă foarte scurtă de timp. Dacă mergi la cele 9 volume ale mărturiilor, unele mărturii se extind cam pe o perioadă de 7-8 ani nu au fost scrise într-un singur an. Ele se extind pe o anumită perioadă de timp. Deci la începutul scrierii, la începutul volumului de mărturii 1, 2 sau 3, ceea ce citești în primele capitole, s-ar putea să-și fi schimbat semnificația o anumitor cuvinte până la ultimele capitole din acel volum. Deci vreau să fac un rezumat din nou. Am vorbit despre hermeneutică, de ce avem nevoie de hermeneutică. Nu putem să luăm scrierile lui Elle White într o modalitate așa lejeră, crezând că avem nevoie de hermeneutică pentru Biblie, dar nu pentru scrierile lui Elle White, pentru că ea este atât de clară și directă, pentru că este atât de aproape de timpul nostru. Consider că aceasta este o modalitate greșită de a înțelege acest subiect. Trebuie să studiem, să fim atenți când studiem cuvintele ei. V-am dat trei motive până acum. Motivul 1. Putem citi și totuși să nu înțelegem. Motivul numărul 2. Două jumătăți nu întotdeauna constituie un întreg. Și 3. Cuvintele evoluează. Și nu mă refer doar din timpul lui Ele White până în timpul nostru, ci pot să evolueze chiar și în gândirea lui Ele White într-o perioadă scurtă de timp. Deci sunt trei motive pentru care spun că trebuie să folosim hermeneutica și hermeneutica ne ajută să înțelegem ceea ce citim. Haideți să ne rugăm Tatăl nostru ceresc, îți mulțumim pentru toate binecuvântările tale, te rugăm să ne conduci în meditația și în studiul cuvântului tău. Te rugăm, ajută-ne pe fiecare dintre noi să vedem importanța de a studia cuvântul tău cu mare grijă. Să cântărim cu grijă, în balanță, toate lucrurile la care ne uităm, și în acest timp scurt, cât mai bine cu putință, să facem lucrul acesta ca să nu facem greșeli. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai adus aici. Când ne aflăm în acest timp de strâmbtorare și că ne apropiem cât mai curând de o perioadă în care vom începe să facem o mare lucrare pentru leviți, dar înainte în ace de acel timp, Tată, ajută-ne să ne pregătim. Știm că nu este doar dorința ta, ci voia ta ca să ajungem cu toții într-o unitate, unul cu altul. Și singura modalitate prin care putem ajunge la aceasta este bazându-ne pe metodologie. De aceea, Depinde de abilitatea noastră de a studia cuvântul tău. Metodologia pe care o folosim, pe măsură ce luăm în considerare acest subiect al hermeneuticii, ajută-ne să nu facem greșeli. În numele lui Isus te-am rugat. Amin.